Seara bună, ora de veche, astăzi e joi, dar vom fi și mâine aici. Azi cu Adrian Sturza, mi-am spus emisiunii Minciuna ca politică de stat, uitându-mă, cum v-ați uitat și dumneavoastră cu siguranță, siderați la filmările ascunse vreme de 4 ani de la Colectiv, gândindu-mă și la minciunile care se spun în procesul jandarmilor de la 10 august, pentru că procesul lor în care se plâng că au fost agresați a început și e pe rol, dar procesul sutelor de victime care au fost agresate realmente pe 10 august, nu doar că nu e pe rol, dar procurorii care au îndrăznit să facă acolo anchetă au de furcă cu inspecția judiciară. Așa e România, o țară în care adevărul umblă cu capul spart și minciuna e folosită adesea de politicieni foarte supărați atunci când sunt deconspirați că mint. Și ia cât astăzi o deconspirare cât casa. Și o să vorbim și de faptul că ea nu vine întâmplător. Acum era normal ca această înregistrare să o vedem acum 4 ani, acum 3 ani, acum 2 ani. Anul acesta după alegeri a venit la țanc. La țanc cât să scoată din scenă un politic precum Victor Ponta, poate că o și merită. Dar în același timp, chiar dacă nu ne place Ponta, chiar dacă era necesar să iasă din scenă, chiar dacă era necesar să fie adus la sentimente mai bune, consider că apariția dosarelor, casetelor, probelor, anchetelor și așa mai departe, taman în campanie, nu e în regulă. Și nu e doar singurul Ponta cu acest caz Colectiv, ci știm și anchetele pe Rise Project. Barna. Bună seara, Adrian! Bună seara! Adică aici sunt mai catolică decât papa, o să spui, dar mi se pare că a apărut caseta Colectiv exact când trebuie, da, exact. Pentru că acolo Bănicioiu, într-adevăr, și cu Pontaș luase rânasul la purtare, probabil că era necesar să-i aducă aminte cineva cine sunt, dar uite că nici nu știm cine, a venit caseta. E reală, o recunosc. Și repet, era nevoie de ea. Era nevoie de ea, dar trebuie să punctăm că dacă tot te urci pe cadavrele unor oameni și pe suferința unor părinți care și-au pierdut copiii, arătând ceva ce ei trebuiau să știe de mult și să și folosească în proces, taman când îți folosește ție. Asta nu-mi place. Îmi miroase. Bine, eu am zis-o odată într-o emisiune la tine și nu e cazul să o repet acum foarte tare, dar o menționez doar întreagă. Nu foarte multă lume înțelege de ce a fost, de ce a căzut Ponta. E un om foarte complicat și e legat cu o grămadă de lume foarte complicată. Poate doamna Dăncilă să ne mai, că e supărată pe dânsul zilele astea. Nu ține supărarea mult. Te-ai gândit că aparțin și doamna Dăncilă și domnul Ponta unor tabere globaliste, că mă rog, care se mai ciondănesc din când în când, dar mă rog, trebuie să se înțeleg între ei, da? Mă rog, se pare că nu se înțeleg și s-au mai și porcăit pe acolo de-a lungul ultimelor luni. Dar domnul Ponta e un personaj foarte complex, conectat cu tot felul de lume și e un subiect complicat. Dar avem acest Colectiv care e o tragedie. Acum suntem în 24, pe 30, mai avem câteva zile. Și se împlinesc 4 ani de la Colectiv. Ponta e un om care e vizat de multă lume. E omul care fugea de Victoria Nulă. Nu foarte mulți premieri din lumea asta fug de partenerilor strategici când vin pe aici. Taman în Africa de Sud. E puțin ciudat. Oare de ce? Nu știu, cred că el e mai timid. La fel de progresistă ca și el. Da și nu. Nu? Victoria Nulă e ciudat. Există o filmare făcută de o pedagogă de prostituție, hai să o numim așa, nu, îmi scapă numele, o filmare pe care a postat-o Alexei Navalny la un moment dat. Cu această oponentul lui Putin, Alexei Navalny. Celebru dizident închis de nu știu câte ori. Da, și închis, dat afară, luat, băgat, pus la loc, în sfârșit, un om destul de tare, a descoperit această fătucă foarte incidental. Au trimis niște fete pe la el prin birouri să demonstreze pe acolo, mă rog, și au încercat să vadă ce-i cu fetele alea pe acolo. Mai dezbrăcate așa, trimise și să facă un fel de maschirofcă. Îmbrăcate sumar, se spune. Îmbrăcate sumar, parțial în costum de Eva. Și a început să uitat ce-i cu astea, cine sunt, și a dat peste fătuca asta pe un Facebook de-al ei.
Pentru că a fost pe un vas al lui Deripaska, împreună cu alt un... Marele... Un mare... Oligar Oleg Deripaska. Da, și un mare ocult... Hai să tem cuvântul ocult, că ridică suspiciuni și sprâncene. Cu un nene care e destul de bine înșurubat în politica externă a Rusiei, atât de bine înșurubat încât e mai permanent decât e de pe vremea lui Yeltsin. Mm-hmm. Deși nu e foarte bătrân. Și o conversație care, la un moment dat, aluneca spre ce are Victoria Nuland cu rușii. Mm-hmm. Cu o explicație sumară foarte ciudată pe acolo. Că a fost pe un vas rusesc și se pare că nu i-a plăcut tratamentul. Foarte ciudat. Totul e foarte bizar și se aude vocea lui Deripaska. Deripaska spune chestia asta. Tocmai ce nu de mult, America, după ce l-a fugărit pe Deripaska până nu mai a putut, a zis hai să ridicăm sancțiunile, nu? Hai să iertăm pe Oleg Deripaska, e băiat bun. Bine, trebuie să înțelegi America. America e prinsă într-un clește, așa cum pe vremuri, de exemplu... Că Deripaska e direct legat de aluminiu românesc, Slatina, adică să știm despre ce vorbim. Nu. În general, de aluminiu are interese multe la noi. E legat și de o grămadă de afaceri ciudate și ajunse pe o listă de sancțiuni a trezoriei americane, dar l-au scos repede. America e băgată într-un clește. Pe de o parte e China care se prăvălește peste ei, pe de altă parte e propria lor corupție care le mănâncă ficații și ce mai au ei pe acolo. Iar pe de altă parte Rusia vrea și ea ceva. Dar mă gândesc așa, oamenii care au investit în Ponta la vremea respectivă, că au investit niște oameni în el, probabil că au fost foarte ofuscați când au văzut că el post-colectiv s-a dus acasă. S-a speriat. Există presiuni mari și telefoane. Da, există... da, investitorul când a văzut că investiția lui se detonează singură și el rămâne fără... Doamne, dar ce e important de înțeles este că fiecare lider, indiferent ce fel de lider e, Stalin, Ponta, Trump, nu știu, habar n-am, Juncker. Domnule, când răspunde la telefoane, investitorii nu sunt acolo. Când vorbești, când e chemat la vorbitor, așa, ca să zic, și vin tot fel de lucruri peste ei, domnule, sunt singuri. Ești tu cu sângele din trompetă propriu. Nu poți să, că investitorii, bla, 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 na, în fața istoriei ești în fundul gol. Ai sau n-ai lucrurile respective. Ești, da, bătăios și stai în picioare, indiferent cum îți crapă ăștia capul, cum era Băsescu, bun, avea altă tare, altă discuție, sau nu ești. Sau ai făcut de marmelan, dacă nu îl făcea Pisoi? Pisoi îl făcea. Da, sau dacă ei, Pisoiul ăsta, și uite, un singur aspect. Pisoiul ăsta ne-a ras 600 de milioane, făcându-le cadou la Caimunai Gaz. Nu. Greșit. Numai atât. Nu, greșit. Dar cui le-a făcut cadou? L-a făcut cadou companiei care a cumpărat Caimunai Gaz. A, da, adevărat, că e chinezească. Da. Adică le-a făcut formal Caimunai Gaz, dar de profita China. Tranzacția s-a întâmplat după 2 săptămâni și nu poți să-l acuzi pe Ponta că, domne, a dat-o direct, da, ce, n-avea servicii de informații. Care să-i spună că se face vânzare? Dar vânzarea nu s-a făcut așa de azi pe mâine, era și, în cărți. Și domnul Ponta, că Caimunai Gaz a promis un fond de investiții. Îl vedeți cumva în piață și nu știm noi? Nimic n-au făcut de bani ăștia. Nimic. Au zis, dați-ne banii că noi facem. Mama mia, ce fond face. Ai putea târna lejer pe o sforicică, numai din chestia aia. Pe vremea lui Franco, pe care l-au excumat astăzi și l-au mutat, altă, Franco a făcut un mauzoleu în Valea Celor Căzuți. Puțină lume știe. Franco, dictator de dreapta. În Spania, în timpul războiului civil. Ideea era că... Unde s-a dus și domnul tata lui Petre Roman. Băieții care lupta în gașca cealaltă. Da. Dar băieții ce încercau la un moment dat să facă? Planul băieților, și nu vorbesc numai de criminalul ăla nebun și psihopat și sexoman de Leni. Nu vorbim de el. Că el, mă rog, era un agitator bun. Da? Și ce cam pe acolo, da? Și un mare criminal. Bun și, mă rog, dar nu. Vreau să prindă. Ideea era să prinzi Europa în crește. Nu numai dintr-o parte, din Rusia. Să vină și din partea aia. Nu era numai Republica Socialistă Sovietică Ungaria. Vreau și în partea cealaltă. Și să facă așa, un fel de triaj. Bun. Na. Și au început treaba în Spania, da? În Spania a existat un băiat care se chema Franco, bineînțeles că s-au întâmplat crime acolo, adică se băteau pe rupte. Se băteau pe bune. Franco, săracul, și-a dat seama care e treaba mai devreme. S-au făcut măgării, deci nu vorbim că nu s-au făcut. După ce i-a măcelărit pe republicanii comunistoizi, s-a întâmplat că ia ca gogoși.
A avut un mauzoleu foarte frumos, într-o vale care se cheamă Valea Celor Căzuți, unde a dorit să se înmormânteze pe el, dar și pe toată lumea care și-a pierdut viața în chestia aia. Mi se pare un gest de noblețe, dacă mă întrebați pe mine. Și unii și alții. Acum, guvernul socialist spaniol îl exhumează pe Franco și îl duce, îl mută într-o criptă a familiei sale și sănătate. Departe de ochii presei. La secret? La mare secret. De ce? Pentru că le frică o treime din spaniol, încă au senzația că asta este o măgărie. E un guvern socialist, e adevărat. Nu e mort. Adică ce mai e cu el, no, de fapt? Revenind la drăguțul nostru, care face cadouri așa scumpe. Te-ai gândit că... Nu e singurul pe care îl face, dar bă, de asta mi-am amintit că e cel mai grăsuț. A venit după el, știm bine, Cioloș. Șef al corpului de control al lui Cioloș era Valentin Mircea, un tip de bună condiție, îl cunosc și știu că nu e o lichea. Un om care are inimă, că cred că așa o să deosebesc politicienii noștri între oameni cu inimă și oameni fără inimă. Că poți să ai 7.000 de școli, dacă nu empatizezi, tot degeaba existi. Și mă gândesc că Valentin Mircea spune că habar n-a avut că a existat o filmare și nici nu și-a imaginat că cineva putea să o pună în sertar. Acum, codul penal zice nu numai că favorizarea infractorului presupune și reținerea probei. Că n-au distrus-o, puteau să o distrugă, nu? Da. Au reținut-o. Au stat cu filmarea asta în sertar 4 ani. Nu, domnule, n-au stat. Haideți să vedem filmul. Dacă rămâm regia să ne dea filmul. Se poate să ne dea și nouă? Filmul inițial cu ISU. Când începe domnul colonel, cred că e, nu știu cum îl cheamă, că eram... Ăla de ne înjură morții, bieții de morți. Nu are. Deci asta că înjură morții, după părerea mea, domnule, îți mai pierzi mințile când vezi... Ei, lasă, nu ți le pierzi așa. Domnule, te lasă nervii, mai spui tâmpenii. Asta e umană. Ceea ce nu e uman e să stai cu fundul pe înregistrare. Dar hai să vedem ce spune dumnealui despre, în primul film ISU, despre structura foto-video. Au un limbaj de lemn ceva de speriat. Așa nu învăța la școală. La școala de partid, nu, da. Știu. Intră și băieți deștepți și proști pe băncile alea, dar toți ies ofițeri. Nu ți-aș dori să te duci nici măcar în vizită, că te enervă, cum te știu, la Academia de Poliție. Prima mea acreditare în 97, când am ajuns în București, a fost pe Ministerul de Intern. Implicit, Poliția Capitalei nu era a mea, dar Ministerul de Intern, IGP-ul, crimă organizată, 962, tot ce ținea de Căprăria Mare la interne, iar Poliția Capitalei era un Paul Radu de la RAIS. Apropo, ce vremuri. Și Mazăre, și la puști, da. Celebrul Măzăriche lucra la celebrul Nabucodonosor. Și lucra la aici, la Human Rights Watch. Sau exact. Vreau să te aduc la ideea că vorbesc în limba de lemn. Păi asta e o învățare la școală. Deci vorbeau într-o limbă de lemn îngrozitoare, la toate nivelele. Eu la vremea aia, niveluri cred că spune Academia, eu la vremea aceea nu știu dacă am găsit în minister 5 oameni fără limbă de lemn. Foarte puțini. Așa că e o boală generalizată, pentru că școlile lor sunt îmbibate de expresii, cursurile lor sunt așa, profesorii lor vorbesc așa. Aproape că pot să ții și scuz. Întuneric sub cașchetă. Dacă avem cumva filmul, să-i dăm drumul, că e deja fără, e și un sfert. Haide. Se poate, colegii din regie? Structura foto-video, așa cum e asta, este ea denumită din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov la această dată, a fost înființată în anul 1991 și de la acel moment a avut ca atribuție și are ca atribuție de serviciu înregistrarea imaginilor foto-video care sunt utilizate în procesul de analiză ulterioară a intervenției, respectiv sunt puse la dispoziția tuturor organelor abilitate la solicitare. Fac precizare, ele nu se furnizează din oficiu în spațiu public, ceea ce putem pune la dispoziție și o facem de fiecare dată, sunt imagini cu protejarea datelor cu caracter personal, respectiv a imaginilor care pot avea impact emoțional. Iar intervenția de la Clubul Colectiv a fost o tragedie care ne-a marcat pe toți, asta nu mai este nimic de adăugat. În al doilea rând, aș vrea să precizez faptul că imaginile care au fost difuzate pe posturile de televiziune
Sunt înregistrate de colegii noștri, asta este evident, și nu sunt un film continuu de la momentul în care intervenția a debutat până la momentul finalizării ei. Na, de la. L-am tăiat aici filmul, că... Ai înțeles ceva din tot înțeles, ce a zis? Din tot ce a zis el și o filmare a filmului, material, transmisia noastră live a durat vreo, nu știu, cred că peste o oră. M-a pierdut repede. Dar ce e de reținut aici? Este prima propoziție pe care... Deci ăsta e un prim calup de înregistrare, o prima înregistrare pe care noi o încercăm să o... Ce zice domnul ăsta aici? Zice așa. Dom'le, noi avem înregistrările și le oferim la cerere. Da. Nu le dăm publicului, ca să nu mai bătem câmpii cum bat ăștia. Deci nu le dăm publicului larg, că emoțional și tralala. Bun. Și o tragedie. Dom'le, foarte frumos. Deci asta e prima parte când zici, dom'le, vorbește aproape ca din cărți. Din 1984, cartea. Orwell. Dacă nu poate mai mult. Dar vorbește frumos așa. E ceva. Poți să-ți tragi o știre din asta. Dom'le, au filmele nu le-am tăiat. Uite, astea sunt filmate de noi. Sunt bucăți, nu e toată înregistrarea, toată. Ah, ok, înțelegem. Ce aș vrea eu, aș ruga regia să dea a doua filmare, da, în care se contrazice foarte frumos. Și ajunge la un moment dat, nu avem noi, ajunge să se certe cu Tolontan. Deci partea a doua de la ISU. Deci prima parte zice, domnule, e frumos, e soare afară, totul e bine, totul noi suntem ok, structura foto-video, să vedem a doua bucată. O ultimă precizare înainte de a vă... adresa rugămintea, dacă aveți întrebări, să le puneți. A fost vehiculată afirmația că la nivelul Centrului Operațional Național al IGSU s-a stabilit, deci s-a luat decizia de a fi ascunse aceste imagini. Eu sunt șeful acestei structuri titular acum și vă afirm cu toată responsabilitatea că nu am comunicat nimănui acest lucru, nu am ordonat nimănui. Ba dimpotrivă, imaginile există în format original la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov și vor fi puse la dispoziția oricărei structuri abilitate care solicită acest lucru. Nefiind, din datele pe care eu le dețin la acest moment, dar este domnul comandant lângă mine, în niciun fel viciate. Vă confirm, pentru a lămuri toate aspectele, că eu am intrat în posesie, am solicitat Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov aceste imagini, după momentul producerii evenimentului și finalizării intervenției, în privința analizei pe care am efectuat-o cu colegi de-ai mei, în privința valorificării datelor de interes operativ, având în vedere că eu nu am fost prezent de la momentul debutului intervenției la locul intervenției, dar toți trei cei de față am fost la locul intervenției în diferite etape ale misiunii. Atât am avut de precizat pentru început, vă stau la dispoziție cu orice fel de întrebări. Ați spus că din oficiu nu vă puteați sesiza să dați imaginile presei. De ce totuși nu ați dat aceste imagini organelor abilitate? Deci, la concluzii scrise, având în vedere că am confirmare de la fostul șef al Corpului de Control al primului ministru, că nu au fost furnizate aceste imagini, am o confirmare și de la actualul șef că nu sunt nici în ziua de astăzi atașate, pardon, raportului. Da, vă răspund, respectiva solicitare de la Corpul de Control al prim-ministrului a fost adresată și Inspectoratului General. Noi am integrat toate datele de interes și am răspuns punctual la toate solicitările din cadrul acestei solicitări. Deci punctual înseamnă am pus la dispoziție, pe baza datelor furnizate de colegii noștri de la București-Ilfov, toate aspectele care au privit intervenția pe momente a tuturor resurselor angrenate în misiune, momentele la care au fost alertate, momentele la care au ajuns, cine a condus intervenția pe momente potrivit procedurilor pe care noi le avem aplicabile în domeniu, date privitoare la pacienți care au fost strânse de la unitățile spitalicești sau de la structurile SMURD care au transportat acești pacienți la spitale, datele, bineînțeles, privind persoanele decedate la fața locului și ulterior, toate aceste aspecte fac obiectul acestui raport pe care noi l-am pus la dispoziția Corpului de Control al prim-ministrului, dacă nu mă înșel, la finele anului ianuarie 2016,
lunii ianuarie 2016, respectiv la dispoziția tuturor celorlalte structuri care ne le-au solicitat. Imaginile nu au fost cerute punctual în acea solicitare. Senzațional. Deci dacă n-au fost imaginile cerute punctual, că nu știa nimeni că le are cineva, tu nu spui când faci raportul către corpul de control al premierului, deci tu îi trimiți concluziile tale, dar nu atașezi și proba, adică filmul în sine, pentru că nu ți-a fost cerut punctual, tu înțelegi? Da, numai că nu e adevărat. Numai că asta nu e adevărat, pentru că Tolontan a revenit după aia, după vreo câteva minute bune și n-a mai tăiat filmul încă o dată, pentru că o să plictisim lumea, ne plictisim și noi, ascultând pe băiatul ăsta. Tolontan vine și zice așa, și citează din cererea pe care a adresat-o corpul de control. Deci v-au cerut toate, și citesc, toate informațiile, precum și orice alte informații, documente sau date, în orice format al lor. Corect. La care colonelul pe care îl cheamă Radu răspunde, acest aspect legat de film, la nivelul ISU, au fost solicitate pentru a corobora toate datele de interes operativ. Sună ca un robot care... un fel de algoritm de inteligență artificială care a încurcat limbile și nu mai știe cu subiectele și predicate. Deci, încă o dată, ce răspunde domnul Radu este acest aspect legat de film, nu era legat de film, mă rog, la nivelul ISU au fost solicitate pentru a corobora toate datele de interes operativ. Sună și în sanscrită, e neromânești, deci îți trei dezacorduri, deci dar ce mai contează? Bun, deci le-au cerut toate documentele. Normal. Și tu în momentul ăla trebuia să dai ce-ți cerea oia. Adică toate documentele. Da? Tot ce și mai probă. Spune domnul colonel Radu următoarea chestie. Nu le-am ascuns. Doar că nu mi le-au cerut și eu nu le-am dat. Dar acum sunt disponibile. Păi nu, acum sunt disponibile. Acum le-a dat un om. A fost cineva le-a de servit-o lui Tolotan. Da. Și atunci au devenit disponibile, ca să zic așa, că nu mai are niciun rost dacă sunt nedisponibile sau e relevant. Deja le vedem și noi. Atât are omul. Bun. Și ce se vede pe filmul ăla? Tu ai văzut filmarea? Da, da. Eu am văzut bucăți din ea dimineață. Păi nu, și bucăți sunt și de ce? Pentru că există un singur operator care când se mută de la un bolnav la altul, oprește filmarea. Deci ea nu are doar acele 20 și câte de minute. Pentru că se întinde, atât are, dar se întinde pe parcursul unei perioade mai mari de timp. Uh-huh. Când pleca de la un pacient la altul, de la un colț la altul, închidea aparatul. Și spune, am citit și materialul Tolontan pe el, pe Libertatea, unde chiar povestește asta, că filmarea se întinde într-un interval orar mai mare, acoperă un interval orar mai mare, dar are operatorul... Are bucăți, are burți, da, evident. În schimb are garanția că nu a existat ceva mai mult care s-a tăiat, atât a fost. Nu a existat ceva mai mult de pe filmarea respectivului pompier, că da. Nu era singurul care filma, sunt mai multe camere de filmat. Întotdeauna asta, da. Sunt mai multe camere și la jandarmerie sunt la mai multe camere. Acum, camerele astea, aș mai vrea să fac o precizare aici. În momentul în care te-a pus să ștergi materiale de astea, ești, cred că, pasibil cu închisoare. Nu, dar și să le țin dar să nu le dai tot pasibil de indiferent dacă ești. E după sau o altă dată. Apropo de cazul tău cu Microsoft, când ți s-a comunicat că au fost șterse înregistrările, da, distruse. Ce s-a întâmplat? Și îi se comunică verbal, da, Nicolete și Savin, că îndita mai dosarul Microsoft, unde sunt tot felul de nume grele, care mai de care 80 mai de nume, important. Bizare. Ăia vin și spun, da, e un caz enorm cu, da, cu conotații internaționale complex, cum zicea Rișcanu ieri, dar noi am șters din el niște mandate de urmărire și... Am ascultat proștii. Nu, de fapt era Nicoleta Savin ce? Că era în baie. Cântam camera, baie, că se, mai are obicei da, să era, se spăla pe dinți și nu ni s-a părut că nu. E nerelevant. Șterge-o, bă, dă-i dili. Pă bune. Și asta ți se comunică ție verbal. Verbal, nu scris. Păi n-au vrut să-mi dea document scris, că ei știu că mai devreme să mai târziu deci, cu mine la tot la tribunal ajung. Asta nu e minciună, că tu ai zis minciuna ca politică de stat. Nu e doar nicio minciună. Hai să fie foarte clar. Dar nu, cum e? Nu e minciună. E batjocură. A, bun. Batjocură ca politică de stat. Deci dar oamenii să ăștia mai au un pic și se șterg la fund cu noi. Deci vrei asta să e spun povestea. Eu cum se șterge un domn jandarm? Eu l-aș da afară pe ăsta, să plece mâine acasă. Cum să-l dai afară? Uite așa, să plece mâine acasă. Dai afară... A, după aia judec, dar mâine se iasă din structură, dacă se poate ieri. Jandarm, depoziție, sub prestare de jurământ,
la procesul 10 august că procesul lor cu protestatarii se face, e pe rol. Amărâți ăștia care 800 și care au făcut plângeri vorbesc singuri, că la ei nu mai pleacă procesul din loc. Tunul cu apă a fost folosit la în piață, care ne-au dat până la piele. A fost folosit ca să stingă flăcările de pe jandarmii atacați cu sticle incendiare. Erau în flăcări și nu mergea să-l stingi decât cu un tun cu apă care a pregătit să vină să stingă jandarmii care ardeau. Eu sunt de acord, eu cred că mai degrabă erau înflăcărați așa în inimile lor. Dar cum poți să spui așa, știi, ceva acolo? În instanța de judecată? Că aici nu-i la un colț de stradă, nu-i la o cafea, nu-i la un post TV. Este într-o instanță de judecată. Am stat de la 4 și puțină lume vorbește de asta. Eu la ora, nu cred că era 4, cred că era la ora 5 și ceva m-am dus în piață să văd care e treaba. Da, dacă poți. Poate să schimbe minciuna cu batjocură, că e batjocură. Merge chiar așa de repede, dar oricum. La ora 5 eram în piață, era relativ puțină lume în piață pe 10 august. Și m-am întâlnit cu un fost coleg de-al meu de grupă și ne uitam, frecându-ne la ochi, ne uitam așa prostiți unul la altul, în mijlocul pieții, deci nu vorbim de cordonul din fața trotuarul din fața guvernului, nu vorbim de gardul ăla de fier, vorbim de în mulțimea care era acolo foarte, era puțină lume, nu era lume strânsă. Alcătuiseră două coloane de jandarmi cu caschetele alea pe ei și scutul și toată nebunia. Deci două coloane, ca la școală, așa, se țineau cumva de mână, da? Una lângă alta, să zic că erau vreo 50-60 de oameni. Și noi ne uitam cu fața spre, puțin, parcă vreau să spargă, știi, să șarjeze, dar erau înconjurați de oameni, stăteau în mijlocul pieței. Și eu mă uitam cu băiatul ăsta și îmi gândeam, păi ce vor ăștia să facă aici, ce caută aici, că nu păzeau pe nimeni acolo. Guvernul era hăt peste lume. Dar n-am ajuns pe la 1 mai. Eu cunosc persoană capturată la 1 mai care a fost să zic în de la 5 meeting. Până la 12 când am venit în sediu și am avut oameni până la 2 noaptea. Și n-am văzut niciun jandarm incendiat. Mai mult. Niciunul. Am văzut oameni care aruncau cu peturi, cu apă în jandarmi. Am stat după cordonul de jandarmi și am auzit cum înjurau lumea când ieșeau din dube și intrau în dispozitiv, înjurau lumea din stradă, ci că erau turbați. Am și înregistrări. Am și înregistrări cu un maior care dădea ordine în mulțime unor civili. Să urcase pe niște baricade de plastic lângă noi care filmam și noi aveam aparatul pornit și a început să dea ordine. Acum, dacă nu la proces sunt mulți jandarmi care spun că au fost jandarmi sub acoperire în civil. De aia vedeai tu civil. Numai un pic. Și era o mulțime. Asta spune aici procesul. Bun, trecem și peste asta și domnul Maior, când și-a dat seama că înregistrăm, a făcut ca toți dracii la noi, ne-a dat jos de paia, ne-a flituit, n-a nicio problemă. Că... Filmele le aveți. Nu sunt filmări, sunt înregistrări audio, că noi filmam spre piață, dar... Mă rog. Și prețioase. În spatele a căzut până un microfon deschis, mă, eu ce să-i fac? Pentru că chiar n-am făcut-o cu... Am venit și am început să... Măcar în ordine lângă mine. Era la doi pași. Ce să-i fac? Să fie mai atent. În spatele cordonului de jandarmi unde stăteam, luam tot ce se arunca spre jandarmi, că n-aveau țintă oameni. Peturi, cel mai ușor. Ouă. Unul din cameramanii noștri era plin de ouă din cap până în picioare. Dar nu dor. Adică te dau și cu pietricele, mai mari, mai mici. Am luat și una în piept. Niște roșii. Da, roșii, nu știu, n-am văzut roșii. Păi, roșiile sunt mai ieftine decât ouăle. Sticle de sticlă. Da? Deci sticle care se spărgeau și erau chiar periculoase. S-au aruncat, nu foarte multe, dar am văzut și de alea. Și erau nenorocite, adică chiar trebuia să te uiți. Noi nu aveam căști, aveau de toate pe ei. Deci ăsta e adevărul. Deci inclusiv pietre, dar... Cocktailuri Molotov, eu n-am văzut, deci dacă vii cu d-astea, ar merita să fii... Fii atent, deci jandarm martor, care zice în instanță următorul lucru, nu am văzut în prim plan pe cel care a aruncat cu sticla incendiară, acum nu mai sunt mai multe, una singură. Distanța era mare, am dat semnalmentele persoanei după siluetă, înălțime și vestimentație, distanța fiind una considerabilă.
Aceste semnalmente le-am dat înainte să văd planșe foto. După ce am văzut planșele foto, am spus că nu pot să precizez 100% că este vorba despre aceeași persoană. Din câte mi-amintesc, aceasta a fost declarația mea din cursul urmăririi penale. Și mai încolo, aceeași persoană spune următoarea aberație, că eu așa o consider. Întreba de ce nu a reținut jandarmeria persoanele care provocau violențe și dădeau cu sticle, zice, nu am putut reține persoanele violente pentru că erau prea departe de noi. Același jandarm, la 10 minute, rugat să explice în ce dispozitiv era și ce făcea în acest dispozitiv, zice, eram într-un cordon de jandarmi și împingeam persoanele violente. Deci, ale erau foarte departe de ei, a dat doar semnalmentele, dar fiindcă e departe, nu garantează că alea sunt persoanele, dar el era la persoanele violente și le împingea. Eu nu înțeleg. Oricum n-a văzut nimeni o sticlă incendiară în piață, n-a văzut nimeni un jandarm ars. Și s-au dus cu tunul de apă exact la... Aveau pregătit la colțul de stradă. Lângă Antipa, unde era o grămadă de copii în părculețul ăla cu iarbă. Da, la colțul de stradă. Ziceau să stai tu tun de apă aici, că la un moment dat noi o să ne incendiem unii pe alții. O să dea cineva cu cocktailul Molotov în băieți. Și trebuie să vii să ne spun, să ne stinge apa inimii, flăcările, să ne stingi, că nici nu venea cuvântul. Că mi-a luat inima flăcări. Da. Iubesc și și sufăr. Deci asta se petrece într-o instanță românească și un complet de judecată normal la cap, îl lasă pe ăsta să vorbească așa în dodi. Adică eu aș fi spus să se ducă acasă, aș fi întrerupt audierea în momentul în care omul ăla îmi spunea că s-a aruncat cu sticle incendiare și mie, judecător întreg la cap, mi se cere să admit că exista un tun cu apă pregătit pentru niște persoane incendiate în piață. Își bate joc de judecător, uitându-se în ochii lui, evident, ceea ce cred că e destul de jenant, dar își bate o grămadă de oameni de joc de judecătorie. Ce dragă nu își bătea joc de ei când venea cu clanul cu băieților din Giurgiu? Da, cu mamuții. La ICCJ? Își bătea joc de ei, călca pe știi că gâtul lor. Nici, okay. Există persoane care îl însoțeau pe Dragnea, care sunt văzute acum în paza, în corpul de pază, sau chiar gărzi de corp ale doamnei Viorica Dăncilă. Da. Da, sunt aceiași. Și da. Noi n-am mai stat de vorbă cu ei. Uh-huh. Cu unii dintre ei. Și nu-s băieții. Spăi să deștepți. Mai citiți decât domnul colonel. Cu mult. N-au nicio treabă, să știți. Vorbesc foarte serios, nu fac niciun fel de bășcălie. Ăsta care e domnul Radu? Domnul Radu, da. Domnul Radu care dacă te uiți la fraza aia, străi știi unde am dezacorduri și falii de gândire, știi? Fracturi de logică. Știi unde am văzut, se remarca din avion. E același coordonator de cărți de cărți de corp. Nu vorbim de SPP aici, că erau și SPP și la doamna Dăncilă, nu știu, până la urmă a dat-o cu pahonțul la pace, cumva. Că de unde nu erau păziți de SPP, păi au început nu, să au fie la un moment paza dat. Cât au avut președinția, da, cele 6 luni. Și după aia a rămas așa. Și după aia le-a plăcut și au rămas prieteni. Au rămas iubiți. În afară de SPP, la ultima aventură pe la Romexpo a doamnei Dăncilă, da, când s-a lansat în topoganul minunat al campaniei de prezidențiale, am observat aceeași coordonator al gărzilor de corp cu cefelate, late, fără nicio legătură cu unii cu alții. Late. Dar nu se pepește. Ne gândim, nu, n-au ce trebuie să eu știu, badigoarzi privați. Da, deci coordonatorul care noi am mai schimbat niște vorbe, foarte inteligent și foarte citit și așa, și cam vedea de treaba lui, adică nu avea niciun caz de rapaje de gen nu știu, emoțional, dar era așezat, știa ce face, să uita. Mă gândeam așa, nu sunt foarte bine echipați, nu le-am văzut echipamentele de transmisiuni și în cazul în care se întâmplă ceva cu oamenii aia păzesc. Deci dacă ai, Doamne ferește, vreun terorist, de exemplu, curd, care e supărat pe da, doamna Dăncilă. Dar poate are Dăncilă și în vestul și în ureche și e... Dom'le, n-are. Bine. Și l-am văzut cum se uitau. Destul de... Adică nu e SPP, nu e nici Secret Service, știi? Sunt gealați cu umerii foarte lați. Deci pieptul lor și atât. Da, în cazul în care, încă o dată, dacă vine, Doamne ferește, un curd, că se duce tu. Siria, se duce Erdogan în Siria acum și, Doamne ferește, un curd zice, care-ți bă prietenul Erdogan? Și uite, doamna Dăncilă a zis că ne face și ne drege. Și se hotărăște, cine știe ce nezdrăvănie, vreo crimă, vreo nebunie. Nu știu dacă băieții aia o să țină în spate. Cred că nu.
Dacă mă întreb pe mine. O să țină spatele că îmbrâncesc vreun amărât prin Craiova sau prin Iași, unde s-a mai întâmplat. Nu ei, nu știu, altcineva, nu știu cine, nu mă interesează, da. Am mai îmbrâncit lumea de asta, sărmană, care vine să și zice. Să știi că, uite, până una alta, doamna e singura care e în campanie. Se pare că totuși singura contractul... Singura care bate țara și povestește oamenilor numai baliverne, păi, da, dar le spune. Bine, dar Iohannis n-are de ce să o facă, pentru că va lua, iar ceilalți n-au de ce să o facă, pentru că va lua Iohannis. Și toată lumea e împăcată cu asta. Păi nu așa, nu așa funcționează. Tot ce poți să speri, și eu mă uit la domnul Cumpăna și domnule, nu știu de unde a ta ură în dânsul. Deci sunt live-urile alea, domnule, emană ură cum emană, ca zic așa, deșertul libian petrol. Păi nu poți să... Se jnește din el. Domnul Cumpănașul, la un medic domnul Cumpănașul, nu puteți urâ un sistem care v-a făcut milionar. Nu, dar indiferent pe cine urâ. Care v-a dat milioane de euro. Nu e vorba de asta, domnule, te afectează la mațe. Dacă nu, dar eu, Adrian, deci el a făcut bani când nu face un gazetar în 7 vieți. Ce gazetar? Nici dacă nu mănâncă. Păi el ca, nu da, el ca gazetar s-a lansat. Eu cred că nici băieții de la Antena 3 nu fac ația bani pe lume. Acum stai puțin, că nu vorbesc din postura lui că școală nu are. Măcar din invidie dacă nu din altceva. Vorbim de faptul că el a pornit ca gazetar. A, Cumpănașul. Ne întâlneam în studiouri, cum să nu, domnul Cumpănașul. Da. Începuseră televiziune de știri, 2005, au făcut moda, hai să chemăm tâmpit lume să vorbească, a, da, nu, să nu ne vorbim, acopere. Vreau să vorbim frumos. Nu să cred. Vorbim foarte frumos. Nu cred că e în categoria pentru asta. Ei, noi eram niște oameni care... E puțin bizar, ale alunecări, scăpări. Cine? Alunecă în partea întunecată a universului din când în când și să vezi că e galben la față așa și... Da, dai cu plâns, îți șterge lacrimă, taci, nu, eu nu-l bănuiesc că e, nu-l bănuiesc că e, n-are capacitate intelectuală sau nici vorbă de asta, dar nu știu, are niște alunecări, nu? Intră într-o zonă din aia crepusculară. Dacă cer bani găi, oamenilor ca să faci tu cercetări... A, nu, toată lumea cere bani oamenilor. Păi ce, băieții de la, nu știu, zic și eu, o grămadă de oameni cer bani oamenilor. Adică cum, vii pe sticlă, spui dați-mi bani că cercetarea independentă costă și eu trebuie să te cred. O variantă, dacă nu merge asta, campania de donații, încercați cu muzică. Fetelor din lumea întreagă, eu vă dau un singur sfat, na, nu lăsați copil pe stradă din cauza la un bărbat. Și aici e un fel de, e puțină problemă cu ritmul, dar sunt convins cu talentul nostru, o puneți pe o manea. Dar știți ce mă îngrijorează? Mă îngrijorează, Adrian, faptul că doamna, mama Alexandrei a intrat în acest joc și apare, după gustul meu, indecent de mult la televizor. Și indecent de mult se răstește și dumneavoastră la noi. Și zâmbește mai mult decât ar zâmbi un mândoliat. Da, mai fi băgat cineva prostia în cap că Alexandra trăiește. Dar totuși, domne, vreau puțină decență. Nu știu, fiecare, nu, eu nu judec. Oamenii sunt ciudați uneori și sunt diferiți. Nu suntem toți deloc la fel. Suntem foarte diferiți. Dom'le, da, eu ce mă uit la Cumpănașul... Una e să vrei să o găsești pe Alexandra ce mă pune și alta pe e să candidezi la președinție și să ceri și bani pentru cercetări și candidatură. Deci iartă-mă. Bun. Și tu crezi că dacă ajungi președinte folos cu ura propriu aia, ce faci cu ura aia? Nimic. Ce mai faci? Dar ce, e singurul care urăște? Dar cine mai urăște? Ți s-a părut că diacon... Doamna Dăncilă? Și doamna Dăncilă urăște mult și expozeul da, e și în ultima vreme. Mult. Doamna Dăncilă și urăște mult și iubește da mult. Și iubește și e mamă. Și e mamă. Știi ce a zis? Că atunci când atacă 7 bărbați al 8-lea, adică Dragnea nici nu mai contează. Nu știu ce vrei să spui cu asta și nu vreau să intru în zona respectivă. Că cum adică se pare că... domnul Dragnea a denunțat-o pe doamna Dăncilă că a făcut evaziune fiscală la Parlamentul European, plătind taxe doar pe salariul minim pe economie la asistenta dumnei. Știu, știu, știu. Păi despre ce vorbim? Și așa a zis. Dar mai urăște domnul care este asociația Un Om. Domnul Diacon nu urăște foarte mult. Mai există? Mai există? E supărat că se ceartă Monșer Tăricianu cu Monșer Ponta și că rămâne fără colegi, adică el știe care doi tați. Să fie, și iată că nu mai are. Să fie, eu nu știu dacă, nu, în sfârșit. Ce s-a mai întâmplat cu ancheta privind așa zisa țeapă pe care a luat-o doamna Ramona Bruinsils? A tăcut, că a murit un păpușoi. Probabil a bătut din picior domnul... Că erau mai multe, întrebări legate de... Poate nu, nu știu dacă își mai aduce aminte, săptămâna trecută, cred că pe un joi, da, cineva a publicat cu
cumva la Newsweek a ajuns înregistrarea pe care doamna Ramona, Bruin Sils. Doamna Ramona a spus că dă în judecată pe aia, că au intrat cu picioarele în viața ei personală. De la deci până la urmă s-a supărat pe Newsweek. Deci suntem noi de vină că vorbim despre ce s-a întâmplat, nu ea că deci, îl înjură pe Viculescu. Se părea că e o țeapă cu niște bani, oamenii n-au primit banii, băieții care alergă în campanie și cum e banii și domnul Voiculescu în sus, în jos, apărea despre acolo. Da. Cine a făcut înregistrarea? Nu n-a spus cine, și... dar a zis că cine a intrat cu picioarele în viața dumnei sale personale va plăti, adică jurnaliștii, dar nu ei au înregistrat, ei au căpătat înregistrarea, dar nu au fost întufiși. Între ei s-au înregistrat cei care se cineva certau. Cineva a înregistrat pe cineva. Șeful nu știu dacă între șeful ei. E de campanie. Că mai știi cum e și... A, serviciile. Oricum, și prizele. Șeful ei de campanie este omul Dragnea. Cum a ajuns acolo să nu mă întrebi. Cert e că din cât am citit și am înțeles de la alții care au sunt în preajmă, se pare că domnul bancher care e soțul doamnei la First Bank, fostul Pireus, îi datorează domnului Voiculescu niște bani și au găsit modalitatea candidaturii doamnei ca soluție să ia cele 3 milioane, că asta e legea asta nenorocită, să ia, dacă scoate 3%, 10 milioane de euro. Ceea ce e o sumă care acoperă cu asupra de măsură suma datorată de bancherul Voiculescu, îi rămâne și domnului că și-a sacrificat doamna să o plimbe prin țară să candideze, îi rămâne și lui Voiculescu datoria și plus peste și doamna rămâne cu notorietatea, că nu e puțin lucru să-ți scrii în CV că ai fost candidat la președinția României. Deci ăsta ar fi win-win-ul. Da, win-win-ul câștigă toată lumea, dar până la urmă a pierdut toată lumea. N-a pierdut toată lumea. Păi stai, tu crezi că face 3% doamna asta? Sunt convins că nu face. Atunci adică nu ia 10 milioane. Și atunci ce facem, domne? Și atunci ne-am supărat și am început să ne smulgem banii de salarii la amărâții care și n-au plătit amărâții care au plătit afișele, au lipit afișele. Păi nu, stai, ce faci din aia, ce faci? Cât faci? Faci din aia, ce faci? Faci 10.000 de euro? Cât faci din aia? Habar n-am, eu știu câți au lipit afișele. 50.000 de euro. Hai, tragem de nas cu afișele alea. Nu. Dar poate sunt și butroli care scriu de toate pentru toți. Nu știi tu ce aparat are doamna în funcțiune și noi habar n-avem. Oricum, deci persoana non grata la antenă n-are cum să mai facă 3% pentru că niciun post nu mai invită. Da? Deci antena nu mai invită. Gata, că e... s-a stricat lanțul de iubire, s-a rupt lanțul de iubire. Bun. Și ceilalți noi invită că oricum ea era că de la antena și de ce să invităm pe banii noștri care chiar domnul Voiculescu și, zice nu. Și mai nou nici vreau mai să știi. Spun că acum două seri la domnul Gâdea a fost invitat domnul Cumpănașu, s-a înlocuit candidatul. Deci nu mai apare doamna Ioana, apare domnul Cumpăraș. Asta înseamnă să fii flexibil în afaceri. Da, asta înseamnă asta să... Asta înseamnă să fii flexibil te reorientezi. Și să știi că puțină lumea în România știe să facă comerț. Părea mea și fac nicio bășcălie acum. Asta e comerț lumea... cu ce? Cu persoane? Ia de aici o identitate? Nu știu, e comerț cu... Nu știu, cum vă place, dacă vă place. Nu? Până la urmă e un business. Nu e un hobby ca la noi, e un business. Dar nu e un hobby, e mare diferență. Da, și dacă e business, să fie business. Dacă nu e... Numai în România se putea povestea asta. Deci imaginează cineva să ajute democrația, să ajungă cât mai mulți să poată candida. Pe de o parte pun 200.000, ceea ce înseamnă un impediment, că n-ai cum să adun 200.000 de semnături, dar pe de altă parte, pentru aia care au intrat în cercurile rarefiate ale admișilor, ai această posibilitate să ia 10 milioane dacă depășești 3% din voturi. Da. 10 milioane e o sumă foarte mare. Este... Părea mea că e prea mare. Că vine din buzunarele noastre, că nu vine de pe planeta Sirius. Da, mă. Păi noi plătim. Plătește-mă râma. Nu te spăra. Dacă plătește. Toată lumea ia 10 milioane care a depășit 3%, cam iau niște oameni, niște 10 milioane. Și să putea... E o întreagă industrie în care se face și se construiește. Este. Imprimeriile alea de partid nu mănâncă și ele ceva? Da, televiziunile cărora plătești publicitatea. Televiziunile nu mănâncă și ele ceva. Uite de câtă lume e cu... Sunt articole bun și măcar ăștia de mai își marchează articolele că e... Unde scrie pe că multe sunt publicitate mascată. Ăștia sunt cu... Ca zic, știi, sunt că e ca în iad. Le faci... Nu mai e un iad sau două iaduri. Sunt nuanțe, frate. Sunt niveluri, niveluri după niveluri după niveluri. Trebuie să... Știi, să le...
să le împarți pe crăpării. Stai că ei sunt așa, ei au bube în cap, ei au bube nu, și la... Nu dau nume, că este un om politic care încă în actualitate, deci n-a ieșit din viața politică și nu-i frumos să spun. Dar am avut o discuție acum câțiva ani. Se făcuse cam ticălos și am zis, domnule, nu ți-e frică, și ne-și cunoștea. Nu ți-e frică că dacă nu plătești pe lumea asta, măcar pe ailaltă plătești. Uh-huh. Și zice, sunt catolic, e purgatoriu. Mă, m-am bușit un râs. Era o conferință și eram în sală și vorbeam cu omul ăsta. M-am bușit un râs, nu m-am putut abține. Da, da, vezi că sunt puțini oameni politici catolici și deja lista e, ca zic așa, sunt cinci. Nu știu, deci așa mi-a spus persoana, nu sunt așa sunt, de puțin. Sunt vreo cinci care, dacă nu, cumva sunt trei. Și trebuie să tragi, nu, dar tot nu știi care. Eu nu știu care, dar îți spun prin păghicit acum. Chestiunea este că m-a bușit râsul pentru că spunându-mi sunt catolic, e ca și când mi-ai spune... dacă e purgatoriu, văd eu, negociez cu Dumnezeu și scap de pedeapsă când m-am ticăloșit pe lumea. Te duci și pui, e o lumânare de unde trebuie, de la biserica aia. Nu, că asta și ortodox și o fac, ca catolicii cred că chiar nu o fac. Dar faci tu, te aranjezi cu bunul Dumnezeu și zici, uite care e treaba, uite. Ce negociez dau cu doi pepeni. Da. Aveți nevoie, ce să facă cu pepeni? Știi, asta e stupizenie. Doi pepeni de păcat și încă doi pepeni de păcat. Doi pepeni de aia de la Dăbuleni. Dă pepeni de aia frumoși, ți aleg eu, nu facem porcării. Facem ca lumea. Și uite, tu mă ierți, ok? Și hai mai repede. Știi? Doamne, doamne, mai repede. Da, aici ați dat seama cât de atei am ajuns și de satanizația, aș spune, da, e un cuvânt da, faptul, care... Simplu fapt că ți se pare că micile, că consideri aceste povești mici păcate, nu capitale, că îi faci rău semenului tău, că îl pui în dificultate, că îl aduci la disperare, deși ia lumea în cap și pleacă în Occident, necunoscând pe nimeni acolo, unii neștiind nici limba. Deci multă disperare trebuie să o iei din loc așa. Nu, e vorba de... Alea sunt drame individuale. Da, dar alea sunt generate de deciziile unor nemernici ca ăștia, da, care chiar alea iau decizii. Drame individuale. Ei dorm valize și strângând din aoleu, ei și ajungi tu cumva la ăia, dorm pe jos, vezi tu ce faci. Alea sunt drame individuale. Există o dramă mai mare care e în sumarea acestor drame individuale, care zici, domne, 1000 de oameni care fac aia, egal 1000 ori o dramă individuală, 10.000 de drame, ok, nu, e mult mai mare. Pentru că tu condamni la pieire un neam. Da. Neam. Îi condamni la pieire pe aia care nu s-au născut încă. Îi le pierzi identitatea. Te duci și îi înveți finlandeză. Da, problema e următoarea. Nu pentru că îi duci la Renia acolo, la polaj, la vrăjeală, la problema este urși. Că oamenii știu că vorbim serios. Deci dacă s-ar trăi bine, ai vrea să faci copii. Dar dacă se trăiește atât de prost, nici măcar, deci te ferești să-i faci. Nu e vorba de asta. Băi nu, așa tu, e, neamul ăsta tu condamn la disoluție eroismul și sacrificiile lui Decebal. Corect. Al celor care au făcut șarja de la Robănește, s-au bătut cu mitralierele nemțești pe un câmp și au murit de iaroat, i-a făcut praf. Pă, cine vrei tu și cine nu vrei? Din istoria noastră. Aia, da, Ștefan, s-a bătut cu iarul pe toți aia, Mihai Vitat. Păi, ai condamn la neant. Neant. Înțelegi? Deci sacrificiile lor trăiesc prin mine, care zic, băi, Ștefan, uite, să ne dați sabia, fireați voi să fiți că ne-ați furat. Îți țin o coloană, te montează, te fac să te raliezi la niște lucruri, care ar trebui să fie și niște virtuți acolo. Nu ar trebui să fie numai țâvnoșenie de asta, cum servește. Găunoasă. Să zic, bă, ăia îți țineau piept, veneau ăia de 10 ori mai mult și ăștia făceau ceva ca să copiii lor, profesorii, tot ce s-a întâmplat în 2000 de ani. Tu condamni toată povestea aia la neant. Pentru că dacă duci puști în Finlanda, la două generații vorbesc la Pona. Salut! Nu. Să uităm toată. Mai știe cineva de Decebal la mine. Pă bune, cine e Decebal? Razi. Tu ieși și demolezi chestia aia. Tu, politician. Da, dar nu le pasă. Da? Deci o instanță admite să fie mințită în halul ăsta de un domn care cu mâna pe Biblie, jurând tocmai că a spus adevărul, povestește basme, basme cu tunuri de apă care... N-a fost domnul Sindile, că domnul Sindile are... Da, nu contează, un jandarm martor. Că, deci tunuri de apă care sting niște jandarmi care ardeau ca niște torțe. Nu să domnul fie Sindile. Rușine, domnilor. La domnul rușine. Sindile plin de icoane. Eu când am văzut live-ul ăla să cad pe sumasă, am scris și un mic editorial, am zis că nu e adevărat ce e acolo. Da, e... E, când iei numele Domnului în deșert, așa e. Când vrei să impresionezi, nu, pentru că știi cum este? Nu, păi și doamna Firea are casa și biroul plin nu de icoane. Te folosești de el, da. E alt, e mai rău. De păi dar e luat în deșert numele Domnului, pentru că tu ce faci?
Tu crezi că dacă lumea te vede că ai icoane în spate, că te cheamă Firea, că te cheamă Sindile... Dar poți să bazi lumea. Numai simplu și... fapt că ai icoane în spate te scutește și te face și cinstit, și nebătăuș, și de vreme acasă, și curat, în toate felurile. Curat la inimă. Da. Și îți dă și inimă dacă nu ai. Îl iei de martor pe bunul Dumnezeu, pentru a bate lume, da, și a face blestemății pe aici, până în România. Vine un guvern, că mai avem 10 minute, vine un guvern, sau poate vine, nu știm, că dacă se supără domnul Ponta, nu face quorum și nici măcar nu se pune problema că votez cu da sau nu, nu votez deloc. Corect. Dar să presupunem că ar trece un guvern, ce aștepți tu de la guvernul ăsta? Domnule, spun ce n-aș te complica, domnule, că mă luați cu guvernul ăsta. Eu am fost de la început, am zis, domnule, vezi, asta este o o strategie nemaipomenită pe care au avut-o băieții din spatele domnului Dragnea și a domnului Vâlcov și a domnului Teodorovici și a altor domni și doamne. Care e strategia asta? După părerea mea, așa uitându-mă eu și tot încercând să ajung la rădăcinei probleme. Și mi se pare că strategia a fost așa, domne, dacă furi, știi cum zicea Stalin sau nu știu cine zicea, domne, omori câțiva, e un număr. Dacă omori 1 milion, e o statistică. Da. Bun. Acum, există o economie a crimei și a furtului. În momentul în care furi și tu așa și ești așa un pic speriat și mai furi, mai hă-hă, nu. Ăla e furt. Dom'le, dacă furi și faci prăpăd pe stil rusesc, nihilist, înțelegi? Deci, se ia cu furt cu metodă, să știi. Cu năvala. Nu cu metodă, cu năvala. Și ieși la televizor și te uiți în cameră și minți. Cu nerușinare și secretizezi balanța contabilă a României și bagi rușii în țeava de gaz și dai cu ghiotura, ce mă, mai vreți? Mai, nu sunt bani? Ce mă, zice Tăricianu că 9 miliarde? Vă mai dăm 100 de lei. Ce mă, mai veni? Bă, înțelegi? Cu năvala. Că doar îi plătesc ea care vin, nu eu. Cu năvala. Fără nicio urmă de rușine. Știi ce faci? Vei crea un dezastru atât de mare după tine încât o să le fie frică să și intre să facă ceva. Că tu nu știi acum, datele alea sunt secretizate. Da. Ședințele de guvern sunt secretizate. Da? Balanța contabilă e mânărită și secretizată și aia. Deci, ce ai putea, ai vrut să omori și lume pe stradă? Ai bătut jurnaliști ca un nemernic cu bastoane, cu băieții ăia, dobermanii cu caschete, în văzul telefoanelor, deci, în afară de faptul că n-ai chemat tanchete, că nu cred că ieșeau, că e complicat cu armata, și n-ai tras cu gloanțe de cauciuc, cum fac ea în Hong Kong. În rest le-ai făcut pe toate. Și, sincer, nu puteai să faci asta. Nu puteai. Că ești nu e. Că ești nu e și... E așa scandal cât casa. Era problemă, da? Deși așa ți-ai luat scrisori și câte telefoane ar fi fost prin spate. Dom'le, ai făcut tot. Deci în afară de faptul că ai umblat cu tabul pe lume și ai tras cu gloanțe de cauciuc sau fără, ai făcut cam tot. Păi, uite, am auzit pe cineva dintre ei, de la putere, spunând, o clipă, spunând așa, scamvaci planurile viitorului guvern. Păi, dragi guvernanți, cum să fie concrete dacă ei habar n-au ce e în visterie? Una la mână. A doua la mână, uite-te cum e. Vine Hunor și zice, nu vrem două tururi de alegeri, două tururi pentru primari, da? Nici ție nu-ți plac două tururi, că ești PNL și doare. Da? După care vine Ponta și vine USR-ul și zice, noi vrem. De ce? Pentru că ei n-au primari. Încă la Pro-România îi mai racolează Ponta. Dar USR-ul zice, nu domne, noi vrem. Unii zic, vrem fără penali. Ăila zic, nu vrem fără penali. Da? Unii zic, cu comisia, vrem secția specială, secția alții specială, zic, fără secția alții specială. Nu. Și atunci ce faci? Vezi un guvern care deja... Bun, îl vezi pe domnul Orban, care zice, domne, România se duce în cap, capotează, se duce în jos și are dreptate. Da, dar lucrează cu materialul clientului. Asta e majoritatea făcută acum câțiva ani. Dar dacă furi atât de mult, riști, cum zice, venea domnul băiatul ăla de la Banca Rusească, domnul Teodorovici, incidental era și ministrul de finanțe al României. Era ministrul de finanțe al României. Vine și zice, păi nu vin ăștia, că nu o să încheie balanța contabilă în bugetul niciodată. Numai eu pot să închei. El poate. De unde ai tu bani de acasă? De la Putin.
N-a zis asta, n-a zis asta. Ei, n-a zis asta, dar de, pot și eu să spun? Dar eu cred că Putin are 9 miliarde să-ți dea. Păi dacă știi că ai gaură de 9 miliarde, cum crezi că închizi? Se duce la turci, le-a dat undeva rachete, se duce și la ea. La turci le-a dat rachete pe de-a moaca, pe niște finanțări. Pe aș niște... vrea să spun, Adrian Sturza, că experiența mea de viață, și mai în vârstă ca tine, îmi spune că nimic nu e de gratis. Nici o masă nu e gratis, domnul Teodorovici. Dar dumneavoastră n-ați luat doar o masă. Ați luat multe mese. Și multe acorduri, și multe înțelegeri, și multe posturi. Și cu mesele astea, nu poți să mănânci mai mult de 5 fripturi, că vomiți, dar le-au dat altora. Da, depinde de câte ori pe zi mănânci. Le-au dat altora. Deci au luat de la români, au luat de la producători români de gaze. Ăștia sunt naționaliști și ăștia sunt patrioții din PSD. Au luat, deci au înghesuit rom gazul și cine mai era pe acolo... Mă rog, sunt două avem cel mai, deci la momentul ăsta folosim cel mai scump curent electric și cel mai scump gaz din Europa. În condițiile în care noi avem și curent electric, avem hidrocentrale și o clipă și energie atomică, iar bulgarii n-au și ungurii n-au și au prețul mai mic. Poți să crezi asta? Da, poți, că trăiești în România. Fixează prețul jos la producători, îi omori pe ea. Nu mi-am luat Batista. Și ce faci? La populație lași pe băieții deștepți să bage mâna cât pot în el, da? Te duci și te doare? Te doare. Nu e nimic că îți dă bani la salariu dacă ești la stat, dacă ești la privat, fluieri, care tu privat ar trebui să menții toată administrația, de fapt. Nebunie. Nu știu dacă mai avem timp să dăm filmul și cred că e și irelevant. Ce mi se pare mie? Că domnul ce Orban a vorbit frumos. Avem? Aveam un film cu Orban, dar nu e nici măcar nu pot spune. Hai că să e vreo poate încheiem și noi optimist. Altfel numai optimist nu ești când vezi atâta. N-ai cum să fii optimist. Ceea ce nu mă face pe mine deloc optimist este că n-auzi nimic de justiție, n-auzi de secția specială, auzi de 10 august și aia e ușor de făcut. Da, să secretizezi un dosar. Pentru, știi de ce n-auzi nimic de justiție? Pentru că acolo două partide care te-ar vota o vor și două partide care te-ar vota nu o vor. Și măcar până treci guvernul taci. Dar știi ce a spus Tăricianu? Dacă cumva se încumetă să opereze aici schimbări, mai facem o moțiune cenzură și terminăm imediat guvernul jos. Evident. Nou că guvern asta pe care l-ai votat. Adică, evident. Practic îți spun, nu ne tragi pe noi pe sfoară că avem dorințe divergente și pisica. După aceea. Da. Și atunci singurul lucru pe care poate domnul Orban să-l facă, evident, după părerea mea și cred că a mai multora, este această mică declarație dacă vor colegii să dea filmul inițial cu Orban de la început. Se cheamă Orban inițial, ceva în genul ăsta. În momentul de față sunt instituții publice și autorități locale care nu au resurse financiare pentru a încheia anul. Există riscul să nu se poată plăti salarii, indemnizații pentru persoanele cu dizabilități, salarii ale asistenților personale ale persoanelor cu dizabilități. Există riscul ca autoritățile locale să nu mai aibă resurse financiare, să asigure căldura în școli, să asigure iluminatul public în localitățile pe care le conduc. Este o nevoie imediată de o rectificare bugetară care să asigure resursele financiare către toate instituțiile publice din România și către toate autoritățile locale. Este nevoie de un guvern legitim, pentru că pregătirea pentru iarnă aproape că nu a fost realizată. Situația stocurilor în domeniul energiei, nivelul de pregătire al entităților care trebuie să se ocupe de căile de transport este egal aproape cu zero și guvernul trebuie de urgență să ia toate măsurile necesare pentru a asigura pregătirea pentru sezonul rece, atât în domeniul energetic, cât și în domeniul transportului. Suntem în riscul de a pierde bani europeni până la sfârșitul anului, în cazul în care nu este instalat cât mai repede guvernul, riscăm să pierdem sute de milioane de euro în cazul în care nou guvern nu este instalat pentru a lua măsurile imediate care sunt absolut necesare pentru a evita dezangajarea fondurilor europene. Bunele intenții există. Problema e ai cum, ai cu ce. Cel mai sumbru scenariu e nici să n-ajungi să votezi acest guvern, să nu se facă quorum în comisii și atunci să n-ajungi la vot, propriu zis. Să moară din fașă.
Eu cred că o să-l lase. Și e în stare de chestia asta, Ponta. Nu, eu cred că o să-l lase. Cel puțin PSD-ul. Mare lucru dacă nu PSD-ul nu va vota acest guvern. Mare lucru. Peșest. Îl va vota Peșest. După părerea mea, de ce? Spun asta, poate sună bizar. Acum gândiți-vă că ați făcut praf tot și chemați pe unii, râzând cinic în ochii României, da? Ziceți, ce mă, vreți voi să reparați? Puneți mâna și reparați. Poftim, vă dau, uite, luați, să nu ziceți că sunt rău, luați și reparați. Și o să-i țină de beregată și o să-i investească și o să-și bată joc de ei. Și o să-i arate cu degetul pentru fiecare prostie mică pe care o fac, pentru fiecare pas greșit. Că ori să facă, nu e ca și cum sunt cu alții. Și nici ei nu sunt perfect, sunt discuții pe diverse. Sunt discuții și pe acolo există partea aia fostă USL. Care încă trăiește, deci nu e și acolo o bombă cu ceas. Și o să-i voteze și o să-i arată. E fix. O să-i voteze, părerea mea că o să-i voteze și o să-i arate cu degetul. La nesfârșit. Din păcate, ne-a expirat ora de veche. Ne-a expirat. S-a dus, s-a terminat. Aș fi vrut să vă citesc ce a spus domnul Arafat, dar dacă aveți dumneavoastră Facebook, uitați-vă. Dar poți să mai stai două minute, nu cred că e o problemă. Nu, dar e de o nesimțire, adică efectiv se crede Dumnezeu. Așa. Se crede Dumnezeu și spune că nu are niciun nimic de explicat și pur și simplu ne sfidează. Și atunci dacă ne sfidează, eu zic că nu vreau să-i fac reclamă. Da? Deci chiar nu vreau să-i fac reclamă. Dacă vreți să vedeți cum ne sfidează Arafat pe toți românii, vă puteți uita singuri pe Facebook. Pentru că s-a învățat să fie bătut în cuie veșnic și să-i separă, domnule Arafat, că nu întreabă nimeni nimic. Nu l-a întrebat nimeni nimic pe Smurt și tot ce s-a întâmplat acolo, că nu sunt numai lucruri bune, sunt și chestiuni sub semnul întrebării. Nu l-a întrebat nimeni de colectiv. Dar ce de Apusen l-a întrebat? Nu l-a întrebat nimeni de Apusen, nu l-a întrebat nimeni de Sudghiol, nu l-a întrebat nimeni de nimic. Și domnul acesta are senzația că este nemaipomenit și că își permite orice. Și poate sfida poporul român când dorește. Și nu-l poate sfida, domnule Arafat. Mai devreme sau mai târziu vine și la dumneavoastră nota de plată. Poate o găsesc procurorii, că tot vă cheamă la audieri. Nu? Cam da. Procurorii ăia care stau cu sabia lui Adina Florea, sabia lui Adina Florea deasupra capului. Păi ce să mai spun? Nu mai zic nimic. Mai sunt și printre ei curajoși, da. Săptămâna puțin. Viitoare o să vedem cu cine. Vreau să facem o emisiune pe justiție, dar pe final tot stau două minute peste sau un minut jumătate să vă anunț, dragii mei, că absolut toți invitații noștri în timp, am vorbit astăzi cu ei la telefon, cu Cristi Diaconescu, cu Oreste Teodorescu, cu Emilian Isăilă, cu Iulian Fota, cu Ioana Dogioiu, cu doamna Filiti și așa mai departe, cu toții, au zis că n-are importanță că suntem doar pe net, sunt onorați să fie cu noi împreună în emisiuni și vor fi, și așa că nu doar că vreau să se vadă pe sticlă, ci vreau să se vadă la ora de veche și eu le mulțumesc pentru chestiunea asta, faptul că niciun om care a fost invitat la această emisiune, Alex Ștefănescu, am vorbit cu mulți, deci niciunul dintre ei nu se extrage, ci vrea să participe, deși noi ne vedem doar pe net, mie îmi spune foarte mult despre asta și sunt de-a dreptul fericită. Și o informație pe care trebuia să o dăm de mai multe zile și le mulțumesc. Am ținut-o așa un pic, nu la secret. Emisiunea asta e preluată de la ora 20:30 de București TV. În fiecare seară. Pe care o puteți vedea pe cablu. Da, e București TV, o televiziune care e lista mascherii, se transmite la nivel național. Noi o facem de la 9 la 10, ei ne preiau de la 10 jumătate la 11 jumătate, așadar o să scriu pe net și acum iarăși o să vă rog să dați de știre celor care nu folosesc de obicei device-uri să se uite la emisiune și sunt doar privitori la TV, iată că se pot întâlni din nou cu ora de veche pe București TV, pentru că sunt mulți care se plâng că ei nu folosesc Facebook și n-au cum să o vadă. O să aibă cum să o vadă. Și cred că scriem pe perete și cred că o să spunem două, trei seri la rând ca să se ducă știrea peste tot și să ajungă oamenii care vor să ne vadă pe televiziune să chiar să li se întâmple să fie așa. Mulțumesc, Adrian! Noi ne revedem mâine, vineri, tot de la orele 21 și tot pe București TV de la 22:30. Toate cele bune!